Eleva de 17 ani a mers împreună cu tatăl ei să se vaccineze la centrul de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Cluj-Napoca. Spune că nu a întrebat-o nimeni ce vârstă are. Se pare că ea a fost cea care a cerut să fie vaccinată cu serul Johnson & Johnson, însă nu știa că acesta poate fi administrat doar celor care au peste 18 ani. Tânăra s-a vaccinat pentru că face practică la un centru comercial și are nevoie de certificatul verde, iar pentru Johnson & Johnson a optat întrucât se administrează într-o singură doză. Au completat formularele, bineînțeles le-a cerut undeva CNP-ul și avea carte de identitate. Au dus-o într-o cameră unde au vaccinat-o și nu a observat nimeni că ea de fapt era minoră. După imunizare, adolescenta a așteptat 15 minute pentru a vedea dacă apare efecte adverse. Eroarea a fost descoperită când a vrut să-și ia certificatul de vaccinare. Conform procedurii, persoana a fost preluată și s-au scanat cartea de identitate. Tableta de Johnson & Johnson a afișat că nu este vaccinată, poate fi vaccinată, s-a administrat vaccinul, iar la etapa de scoatere a adeverinței de vaccinare, sistemul a afișat, nu poate fi tipărit, având în vedere eroare de vârstă. Nu se anticipează niciun risc. De ce? Pentru că din punct de vedere al profilului biologic, imunologic, la peste 17 ani, respectiv 18 ani, organismul nu este diferit. Dar sigur nu trebuie să se întâmple astfel de situații. Sora tinerei spune că aceasta nu se simte foarte bine acum și că va merge la unitatea de primiri urgențe dacă starea îi se va înrăutăți. Familia fetei solicită autorităților o dovadă a vaccinării, având în vedere faptul că nu i s-a eliberat o adeverință.